este o artă pe care noi am moștenit-o din moși, strămoși. Am moștenit-o de la bunicile noastre. Această artă dăinui de 100 de ani. E veche meseria. Se inspiră din costumele populare care sunt vechi de pe casele din Ciocănești. Ciocăneștiul este declarată comună muzeu, date fiind motivele naționale care se află pe case, în special. Și de acolo, acolo vine și arta. Eu încondez de când eram mică. Mică, nu chiar mică, de pe la vârsta de 15 ani, cam așa. Eu am 42. E un pic de treabă. Sunt vreo 20 și ceva de ani. Când eram mai tânără, mai domnișoară, făceam cam în jur de 600-700 de om. Acum am înaintat în vârstă. Așa. Fac în fiecare an, în perioada Paștelui, în special, cam 500, cam așa. Indiferent ce aș face, indiferent ce, eu când mă pun să fac o încondeată, când mă așez la scăunielul meu acolo, uit de tot și de toate. Dacă eu nu condeam ouă, chiar nu știu cum supraviețuiam. Soțul meu lucrează la un bazic, așa ea, deci câștigă și nu prea la bazicuri, așa. Și am luptat eu cu, chiar cu ouăle condeate, am putut copiii în școală. Tehnica e... Deci se lucrează cu ceară curată de albine, începem. Ouă de găină, de gâscă, de rață, de struț chiar. Sunt motivele tradiționale de pe casele din Ciocănești, de pe costumele populare. Noi le expunem pe ouă, motivele de pe căs, de pe costume, le punem pe ouă. Prima fază, se golește ouă de conținut, se spală, se usucă și apoi ne apucăm de lucru. Deci prima fază este albul, a doua culoare este galbenul, a treia este roșu, pe alb. Facem modelul care vrem să rămâie alb, culoarea albă. După aia trecem la galben, din nou scriem cu ceară pe culoarea galbenă și dorim să rămâie galben. După galben trecem la culoarea roșie, din nou scriem cu ceară pe culoarea roșie și dorim să ne rămâie roșu. Culoarea neagră este culoarea de fond a oului. După ce îl scoatem din culoarea neagră, îl lăsăm să se usuce și la o sursă de căldură ștergem toată ceara care am depus-o pe ou în cele patru straturi. Suntem aici în Ciocănești, care suntem mai în vârstă în condeitoare. Suntem 14 condeitoare. Și acum s-o transmis la copii, deci în jur ajungem la vreo 30-40 în condeitori cu copii, cu tineret care le place. Sunt foarte mândră că sunt copii și tineret care apreciază tradiția și vreau să o ducă mai departe.